Salut! Am văzut că este interes destul de mare pentru Hatton Protocol și tocmai au anunțat că se va lansa înainte de vânzarea pe Launchpad. Pe lângă asta, au alocat un grant de 3 milioane de dolari în timp și pregătesc reward-uri destul de mari pentru lansare. În videoclipul acesta vreau să vă prezint tot ce trebuie să știți plus două strategii pentru lansare. Dar înainte să începem, dacă vrei să mă ajuți la creșterea acestui canal, apasă pe butonul de like și lasă-mi și un comentariu că mă ajută tare mult cu algoritmul YouTube. Vedem chiar în acest tweet că lansarea protocolului de împrumut, cât și Liquid Staking, o să fie live în 16 iulie, cu 3 zile înainte de sfârșitul vânzării publice. Pentru a putea profita de randamentele mari inițiale ale SEGLD, ei ne recomandă să scoatem EGLD-ul de la stake până în 16 iulie, adică la lansare. Mare atenție aici, să nu cumva să scoateți EGLD-ul la stake dacă aveți în plan să participați pe Launchpad. Să vă explic mai exact. Vedem că în 2 iulie, 12 iulie, este perioada snapshot-urilor. Să spunem că tu ai 12 EGLD la staking și te califici pentru nivelul 4 cu minim 5 EGLD la stake pentru a cumpăra 8 tichete. Poți scoate maxim 7 EGLD la stake încât să primești alocarea de 8 tichete. Dacă o să-i scoți pe toți de la staking, nu o să mai poți participa pe X-Launchpad. Și să ții cont că pe lângă EGLD-ul pus la stake, trebuie să ai și EGLD disponibil pentru a cumpăra tichetele. În cazul nivelului 4, 8 tichete, la prețul actual al EGLD-ului ar costa aproximativ 8 EGLD, prețul unui tichet fiind de 32 de dolari plătiți în EGLD, iar astăzi EGLD-ul este cred că vreo 34. În cazul meu, nu o să particip în primele zile la lansarea Hatton Protocol pentru că îmi păstrez tokenii EGLD să cumpăr toate biletele de loterie. Doar după Launchpad o să dau unstake la tot ce am la staking în X-Portal și o să schimb apoi în SEGLD pe Hatton. Am mai observat că primii token disponibili în protocolul de împrumut sunt EGLD, SEGLD, USDC, USDT, BUSD, Bitcoin, Ethereum și UTK. În acest tweet au spus că urmează să anunțe cel mai mare program de reward din istoria Multiverse X. Să vedem despre ce este vorba. Și avem aici următorul tweet. Hatton Labs este încântat să anunțe un program de stimulente de 3 milioane de dolari plătiți în USDC care va fi lansat pe 16 iulie, adică la lansarea Hatton. Acest program se va desfășura pe o perioadă de un an. Nu o să se dea toți cei 3 milioane deodată. Pur și simplu, furnizând EGLD, SEGLD, USDC, USDT, BUSD, Wrapped Bitcoin, Ethereum sau UTK, puteți câștiga recompensele și dobândă în USDC prin simpla furnizare de lichiditate pentru un singur activ pe primul protocol de împrumut supracolateralizat pe Multiverse X. Nu există nicio perioadă de blocare, niciun impermanent loss, iar stimulentele sunt distribuite în jetoane Blue Chip, adică USDC. Aceste stimulente de 3 milioane de dolari pentru primul an au fost concepute pentru a atrage cât mai mulți oameni la început și pentru a exista lichiditate pe platformă, asta cred eu, și ceva de genul spun și ei în acest tweet. Pentru furnizarea de SEGLD în protocolul de împrumut se va primi cea mai mare parte a stimulentelor. De asta invită pe toți să scoată de la staking EGLD și să fie pregătiți pentru lansarea din 16 iulie, să schimbe EGLD-ul în SEGLD și apoi să-l pună în protocolul de împrumut. Hai să vedem acum care sunt API-urile inițiale cu care va începe protocolul de împrumut în 16 iulie. M-am uitat înainte și procentele sunt foarte mari, dar să țineți cont că atunci când mai mulți oameni or să adauge în pool-ul de împrumut, o să scadă foarte mult aceste procente. Pentru SEGLD, API-ul inițial este de 318.000, pentru EGLD, USDT, BUSD, Wrapped Bitcoin și Wrapped Ethereum, API-ul inițial este de 23.400. Și Xmoney, adică tokenul UTK, are API inițial de 9300. Să nu vă gândiți că ăsta chiar o să fie API-ul. În momentul în care o să adauge mai mulți oameni tokeni în protocolul de împrumut, o să scadă exponențial. Eu nu cred că și chiar în primul minut o să scadă foarte mult aceste API. Probabil vă aduceți aminte când se listau anumiți tokeni pe X-Exchange, API-ul inițial din fermă era de 1000%, dar după primele minute scădea până la câteva sute la sută și după prima zi ajungea la 100% sau ceva de genul, cu toate că ei spuneau că o să pornească un API de 1000% plus. Deci acesta nu este API-ul final și trebuie să țineți cont că o să scadă destul de mult. Pentru cine vrea să participe încă din prima zi, cea mai simplă strategie pe care o puteți aplica este să schimbați tokenii EGLD în SEGLD, iar apoi SEGLD-ul îl adăugați aici la Supply Markets. Prin Supply Markets, tu practic SEGLD-ul tău îl dai platformei Hatton pentru ca ea să-l împrumute la alți utilizatori. În termeni simpli, ca și cum ai împrumuta un prieten și el îți dă dobândă pentru că tu l-ai împrumutat. Vedeți că aici cu verde sunt mai multe iconițe.
Cel cu verde este protocolul de lending și cel cu albastru este de liquid staking. Aici vă conectați și alegeți să schimbați câți token EGLD vreți în SEGLD. După cu SEGLD-ul, mergeți aici la Supply Markets și furnizați care vreți voi. Dar vedem că SEGLD are cel mai mare APR și cred că tot timpul o să aibă cel mai mare APR. Mă întreba cineva într-un comentariu cât de sigură este platforma. Ei bine, poate exista riscul să fie hackuită, dar eu cred că este destul de mic, ținând cont că au făcut foarte multe audituri la cele mai mari firme de audit din cripto și din ce știu eu au plătit peste $1,000,000 doar pe audituri. Sau încă o strategie, cea mai simplă strategie aș spune, cu cel mai mic risc, dar și cu profit mai mic, ar fi să schimbi EGLD-ul în SEGLD pe care să-l păstrezi fără să faci nimic și tot ai mai multe avantaje decât ai ține EGLD-ul la staking în Xportal. Să știți că nu am uitat de ce v-am spus la un alt video, să ne uităm la Total Value Locked pe Multiverse X după o lună de la lansarea Hatom Protocol, să vedem cum evoluează după lansarea Hatom. În momentul de față sunt 54,7 milioane din 7 proiecte care sunt disponibile pe DeFi Llama. În curând ar trebui să se adauge și Hatom Protocol aici. Acesta a fost videoclipul de astăzi, sper că informațiile prezentate să vă fie de folos. Vă mulțumesc dacă ați rămas până aici și vă invit să mă urmăriți și pe Twitter, să vă alăturați și în grupul de Telegram. O să găsiți linkurile în descriere și noi ne auzim data viitoare. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.